I love the local church. Iubesc biserica locală. It's how God does his work on this planet. Este modul în care de fapt Dumnezeu își face lucrarea lui pe planeta Pământ. It certainly is not perfect. Și desigur știm că biserica nu este perfectă. But that's not why I would love it anyway. Dar nu pentru aceasta iubim noi pe cineva că este perfect. I love the local church because it is Christ in our midst. Eu iubesc biserica locală pentru că în mijlocul bisericii locuiește Hristos. A lot of times people will criticize their church. De foarte multe ori oamenii critică biserica. And I tell people they need to be careful. Și trebuie să fim atenți. Because they're criticizing the body of Christ. Atunci când critică cineva, trebuie să fie atent pentru că critică de fapt trupul lui Hristos. And we'll be talking more about what that means tonight. Și în seara aceasta vom continua să vorbim ce înseamnă lucrul acesta. We've been talking about what the church is. Am vorbit și vorbim despre ce este biserica. By looking at illustrations in the New Testament. Și facem aceasta uitându-ne la câteva ilustrații din Noul Testament. About what the Bible says that the roles that the church has. Pentru ca să înțelegem ce spune Biblia despre care este rolul bisericii. Illustrations. Ilustrații. And when we can understand what those roles are. Prin care înțelegem rolul pe care îl are biserica. And what those roles do. Și ce roluri trebuie să avem, să facem. That'll show us what the purpose of the church is. Pentru ca astfel să înțelegem scopurile pe care le are biserica. So we've looked at three illustrations so far. Ne-am uitat până acum la trei din astfel de ilustrații. And the first is that the church is God's temple. Și prima am văzut că este legată de faptul că biserica este templul lui Dumnezeu. Not a building, but the people. Nu o construcție, ci oamenii. The people are the temple. Oamenii sunt templul. Temples are created for worship. Templele sunt create pentru închinare. And you were created to worship God. Așa ai fost creat și tu și cu mine. And we come together. Iar noi venim împreună. To form this temple to worship God together. Pentru ca să formăm acest templu ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. The second illustration we looked at. A doua ilustrație. Is that the church is God's flock? A fost aceea că biserica este turma lui Dumnezeu. And the flock exists for outreach. Și ea, turma există pentru câștigarea sufletelor. Because remember the shepherd goes out to find missing sheep. Deoarece vă amintiți, am vorbit despre faptul că păstorul se duce să caute oaia pierdută. We don't leave the gate open and hope they'll wander in. Nu deschidem ușile la staul pentru ca să vină oile. And we also looked at how the church is God's family. De asemenea am privit la faptul că biserica este familia lui Dumnezeu. Created for relationship. Creată pentru relaționare. And the New Testament uses words like father. Și Noul Testament folosește în cadrul familiei lui Dumnezeu termeni ca tată. And children. Copii. Children of God. Copiii lui Dumnezeu. And brothers and sisters. Frați și surori. That's all family language. Toate acestea sunt cuvinte, sunt termeni care de fapt arată familia. Because the church is a family. Pentru că da, biserica este o familie. And tonight we'll start with this passage from 2 Corinthians. În această seară vreau să încep cu acest pasaj. You can just read from up there if you like. Din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. So Paul sees the church. Pavel vede biserica. As one he wants to present as a pure virgin to Christ. Ca ceva ce vrea să prezinte ca pe o fecioară înaintea lui Hristos. And he builds on this on his teaching on marriage in Ephesians 5. Și el construiește pe conceptul acesta mai departe. He tells wives to submit to their husbands. În Efeseni 5 de pildă el spune nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. And then husbands are to love your wives. Iar bărbaților spune iubiți-vă nevestele. But then at the end of the passage he says, dar mai târziu la sfârșitul pasajului din Efeseni, actually I'm not even talking about marriage. El vine și spune că de fapt nu vorbește în primul rând de căsătorie. I'm talking about the relationship between Christ and the church. Eu vorbesc de relaționarea care există între Hristos și biserică. That's why Satan attacks marriage. De aceea vorbim despre căsătorie. And he has perverted it. Și el conduce lucrurile spre asta. And distorted what marriage really is.
Și arată ce înseamnă de fapt căsătoria cu adevărat. Because a marriage between a man and a woman. Deoarece căsătoria dintre un bărbat și o femeie represents the relationship between Jesus and the church. Reprezintă relația pe care o are Isus cu biserica. And Satan hates the relationship we have with Jesus. Și sigur că Satan urăște, disprețuiește această relație pe care noi o avem. So anything that reminds him of that. Deci orice ne amintește de așa ceva. Like a husband and a wife. De soț, soție. He's going to try to destroy. Diavolul caută să distrugă aceasta. Revelation 19 also says this. Avem Apocalipsa 19:7, unde de asemenea ni se spune să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. So the church is the bride of Christ. Iată dar, biserica este mireasa lui Hristos. Of all of the illustrations that we'll look at, din toate ilustrațiile la care putem să privim, this one is unique. Aceasta are ceva unic. Because we aren't the cousin of Jesus. Deoarece noi nu suntem verișorii lui Isus. Or the great nephew. Sau strănepoții lui. We're the bride. Noi suntem mireasa lui. No other relationship expresses love. Nicio altă relaționare prin ilustrație nu exprimă așa de mult iubirea. The way a bride does. Așa cum o exprimă o mireasă. But we have to understand something about the bride. Dar trebuie să înțelegem câteva lucruri cu privire la mireasă. Being the bride of Christ is a community thing. A fi mireasa lui Hristos înseamnă a fi o comunitate împreună ca mireasă. It's not an individual thing. Nu este vorba de o persoană individuală. You, each one of you, by yourself. Dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră. You cannot refer to Jesus as your heavenly husband. Ca persoană individuală, nu vă puteți relaționa și vă puteți poziționa față de Domnul ca fiind mireasa lui Hristos. I've heard people do this. Am auzit oameni care spun aceasta. Maybe women are more prone to this. Poate că femeile au tendința mai mult spre lucrul acesta. Especially if their earthly husband isn't doing a great job. Mai ales atunci când soțul pământesc nu face o slujbă bună în casă. And they'll say, "Well, I have my heavenly husband." Și atunci se concentrează spre soțul ceresc. No, they don't. Nu trebuie să fie așa. Together we are the bride of Christ. Împreună formăm mireasa lui Hristos. We are not the brides of Christ. Noi nu suntem o mireasă, miresele lui Hristos. Jesus doesn't have a harem. Pentru că Isus nu are un harem a fiecăruia să fie mireasă. We have to come together to be one bride. Noi trebuie să fim împreună ca să fim o mireasă. As individuals, we are children of God. Ca și indivizi, persoane individuale, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Your relationship with God as an individual. Relația ta cu Domnul ca și persoană individuală. Is as a son or daughter of God. Este aceea că ești fiul sau fiica lui Dumnezeu. And Jesus is our brother. Iar Isus este fratele nostru. Not our husband. Nu soțul nostru. But corporately. Dar corporativ. Together we form the bride of Christ. Noi împreună formăm mireasa lui. Now a bride is not the same as a wife. Acum mireasa nu este identică cu o soție. A bride loves her fiance differently than a wife loves her fiance. O mireasă își iubește logodnicul diferit de cum își iubește soția soțul. A bride is in preparation to be a wife. O mireasă este în pregătire de a se căsători. So as the bride of Christ, așa că noi ca și mireasa lui Hristos, we as a church should be preparing for that wedding day. Noi trebuie să fim în pregătire pentru momentul acela al nunții. So I want to talk to you about how the church prepares for that. Și atunci cum trebuie să se pregătească mireasa? Hai să vorbim despre aceasta. And I want to talk about this by how a bride prepares for her wedding. Și ar trebui să vedem aceasta și voi vorbi despre cum să ne pregătim, așa cum se pregătește o mireasă pentru nunta ei. First of all, during the engagement period, în primul rând pentru perioada aceea de logodnă, she's going to spend some time getting to know her future husband better. Ea, desigur, petrece un timp în care să încerce să-l cunoască tot mai bine pe mirele ei. She'd like to reduce the number of surprises as much as possible. Și reduce lucrurile care împiedică aceasta cât de mult posibil. And in a spiritual sense, într-un sens duhovnicesc spiritual, we as the bride of Christ, noi ca și mireasa lui Hristos, are getting to know Jesus better.
Trebuie să încercăm să-l cunoaștem tot mai bine pe Domnul Isus. Because there will be the wedding feast of the Lamb. Pentru că and then we'll spend eternity together. Noi vom ajunge să petrecem veșnicia împreună cu El. So that's the first thing we do. We're getting to know Jesus. Deci iată, acesta este primul lucru pe care ar trebui să-l facem. Încercăm să-l cunoaștem tot mai bine pe Domnul. And another thing a bride does. Un alt lucru pe care îl face o mireasă. And this would be on her wedding day. Și acesta este în ziua nunții ei chiar. She makes herself beautiful. Ea încearcă să se facă să fie cât se poate de frumoasă. So how do we as the church make ourselves beautiful for Jesus? Și atunci cum ne cum procedăm noi? Cum ne facem noi să fim frumoase ca și mireasă? 2 Corinthians 11:2 says that we do so by growing in purity. That's what makes the church beautiful. În 2 Corinteni 11:2 ne spunea cuvântul lui Dumnezeu și vedem faptul că spune că este vorba de a fi în curăție, ca să fim cât se poate de mult în frumusețe. And we looked at Revelation 19:7 earlier. Dacă privim în, 19, în Apocalipsa 19, unde ne-am uitat adineori, about the wedding of the Lamb, despre nunta mielului. And here we see in the next verse. Aici vedem în versetul următor, din versetul 8, she'll be dressed in fine linen. Că mireasa va fi îmbrăcată și trebuie să se îmbrace ca să fie frumoasă în in subțire și curat. And the fine linen are righteous acts. Iar acestea reprezintă neprihănirea. It's living in holiness. Faptele neprihănite, adică a trăi în sfințenie. So the way we as a church, deci astfel, felul în care noi ca biserică ne the bride of Christ, ne avem în vedere că suntem mireasa lui Hristos, the way that we make ourselves more beautiful for și Jesus, cum anume ne facem noi să fim frumoși pentru ziua nunții, is to grow in purity and holiness. Este să creștem în curăție și în sfințenie. So what ministry of the church does these two things? Întrebarea este, care slujire din cadrul bisericii îndeplinește, ajunge sau ne conduce spre aceste două lucruri? What ministry helps us get to know Jesus better? Care din slujirile bisericii ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Domnul Iisus? And helps us grow in holiness. Și ne ajută să creștem în sfințenie. I think that's discipleship. Eu cred că acest termen care ne arată asta este ucenicizarea. So the church is the bride of Christ. Deci biserica este mireasa lui Hristos. And we're called to discipleship. Și noi suntem creați și chemați la ucenicizare. You might think, well, I already know what discipleship is. Și acum vă puteți pune întrebarea, dar ce este ucenicizarea? Again, I'm going to ask you to look at this with fresh eyes tonight. Aș vrea din nou să vă chem ca și data trecută, încercați să vă uitați la lucrurile acestea cu o privire proaspătă. And let's look at what Jesus had to say about discipleship. Și haideți să vedem ce are de spus Domnul Iisus despre ucenicizare. If we go to the Great Commission in Matthew 28, we find this. Mergem la Matei 28, unde avem ceea ce numim Marea Însărcinare. You can go ahead and read. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. This isn't the only word on discipleship. Nu sunt singurele cu privire la ucenicizare. But I think perhaps it's the most important one. Dar pasajul acesta cred că este cel mai important. It's a defining statement for us as a church. Pentru că aici este o afirmație care ne definește pe noi ca biserică. So what I'd like to do is to break it down word by word. Așa că ceea ce aș vrea să facem este să desfacem cuvânt cu cuvânt fraza aceasta. Or phrase by phrase. Sau frază cu frază. To truly understand what Jesus is telling us here. Pentru ca să înțelegem cu adevărat ce vrea să ne spună Domnul Iisus. We'll start with the word go. Începem cu cuvântul duceți-vă. This is actually not a command in the original Greek. În limba originală a Noului Testament, limba greacă, termenul acesta nu este o poruncă. Almost all of our modern Bibles, aproape în toate Bibliile moderne, translate this as a command. Se traduce cuvântul acesta ca și o poruncă. Go. Duceți-vă. But literally the Greek doesn't say that. Dar literal greaca nu spune așa. It says while going. Ci spune în timp ce mergeți. Or as you go. Sau pe măsură ce mergeți. The command isn't to go. Deci porunca nu este să mergeți. The command is to discipleship. Ci porunca este ucenicizați. And that word go in the Greek. Și acel termen în greacă was oftentimes used metaphorically. Este folosit deseori metaforic.
to mean live. Se poate traduce ca trăiește. Or how you conduct your life. Sau cum să-ți conduci viața. So here's a translation that might make this more clear to us. Și atunci, uite, așa ar fi o traducere care ar putea să fie mai clară pentru noi. As you live your life, pe măsură ce vă trăiți viața, disciple others. Ucenicizați pe alții, faceți alți ucenici. And so this isn't a message just for missionaries. Deci acest pasaj nu este un mesaj pentru misionari doar. We think about missionaries as having to go somewhere. Pentru că noi de multe ori ne-am gândit și ne gândim că misionarii trebuie să meargă. Well, if I'm not a missionary, I don't have to go anywhere. Dacă nu sunt misionar sau misionar, atunci nu trebuie să merg. But it's not really the idea of going. Dar ideea nu este aceea de a merge ca o poruncă. It's the idea of living your life. Și ideea este cum îți trăiești viața. So this becomes a command for everybody. Deci aceasta devine astfel o poruncă pentru noi toți. As we live our lives. Pe măsură ce noi ne trăim viața. In our coming and in our going. În venirea noastră, în plecările noastre. Discipleship should be an activity in everyday life. Lucrarea de ucenicizare trebuie să fie o activitate permanentă. It's not something that's separate from our regular lives. Nu este ceva ce este separat de viața noastră obișnuită. Something that we just do on Sundays. Ceva ce facem duminica, de pildă. And then we go back to normal on Monday. Și pe urmă de luni începem o viață normală. As we live our lives. Pe măsură ce ne trăim viața. On the job. La serviciile noastre. In your neighborhood. La în vecinătate, unde wherever locuim, you are. Oriunde suntem. Whatever you're doing. Orice facem. Encourage people to grow in their relationship with Christ. Încurajează-i pe oameni să crească în relaționarea lor personală cu Domnul Iisus. Encourage people to obey Jesus. Încurajează-i pe oameni să fie ascultători de Domnul. And keep growing throughout the week. Și continuă să crești tu însuți în timpul săptămânii. The next part of the Great Commission I'd like to look at. Următoarea parte a marii însărcinări, afirmației marii însărcinări la care vreau să privim, is to make disciples. Este faceți ucenici. Once again, we have a problem with the translation. Încă o dată și aici avem o problemă cu traducerea. Because the word make is not in the Greek. Deoarece cuvântul faceți nu este în limba greacă. There was just one word. Este doar un singur cuvânt în greacă. And it meant to disciple. Și acel cuvânt înseamnă să ucenicizezi. Now you might think I'm being a little picky here. Acum vă gândiți probabil că sunt foarte tipicar aici. But adding the word make changes the understanding. Dar adăugând termenul faceți schimbă contextul și înțelegerea. I don't think it's helpful to put make in there. Și nu cred că este de ajutor pentru noi să avem adăugat cuvântul faceți. Because only the Holy Spirit can make someone. De ce? Pentru că doar Duhul Sfânt poate să facă ucenici. I can't make you anything. Eu nu te pot face pe oricare dintre dumneavoastră ceva. You can't make somebody else something. Nici dumneavoastră nu puteți să-l faceți pe un altul ceva. Only the power of God can do that. Numai puterea lui Dumnezeu poate să facă. Am I making sense to you? Și aceasta cred că vă face sens. I think maybe înțelegere. I think maybe you're taking this in. I think maybe you're thinking about this. Poate că vă gândiți la aceasta. Because we don't normally talk this way. Deoarece în mod normal nu vorbim în modul acesta. We all know it says make disciples. Noi toți știm și ni s-a împământenit în mintea noastră că trebuie să facem ucenici. Except actually it doesn't. Dar de fapt noi nu facem ucenici. In ancient times, once the Bible was translated that way, atunci când în vechime, la începuturi, Biblia a fost tradusă în modul acesta, it affected all the translations that come after that. După momentul traducerii a afectat toate traducerile care au urmat. So I'm inviting you back to the original meaning. Și atunci trebuie să mergem la înțelesul original al conceptelor. We don't make someone a disciple. Noi nu facem pe cineva să fie ucenic. But we can disciple them. Dar noi putem să ucenicizăm într-un proces. We can teach them. Putem să învățăm. We can encourage them. Putem să încurajăm. We may need to correct them. Poate chiar trebuie să-i corectăm. We can set an example for them. Putem să așezăm un exemplu pentru ei. But it's up to each individual person. Dar este la dispoziția și alegerea fiecărei persoane individuale. Whether they choose to submit to Jesus Christ. Dacă alege să se supună lui Hristos. And allow the Holy Spirit to transform. Și să-i permită Duhului Sfânt să-l schimbe sau să o schimbe. Let me put it another way. Haideți să pun într-un alt mod acum.
It would be like telling a teacher in a school. Este ca și cum îi spune unui învățător, profesor la școală. Go to all the schools and make graduates. Du-te la toate școlile și fă absolvenți. Teachers can't do that. Niciun profesor nu poate face asta. They can't make a graduate out of a student. El nu poate face din niciun student neapărat un absolvent. They can teach them. El poate să învețe. They can give them tests. Profesorii poate să le dea anumite examene. But it's up to the student. Dar este la dispoziția și alegerea elevului. Whether they're going to learn the material? Dacă va învăța materialele acelea predate? Whether they're going to pass the class? Dacă va trece clasele? And become a graduate. Și dacă va absolvi. And he doesn't become a graduate. Dar el nu devine un absolvent. Till that diploma is awarded to him. Până când nu îi se dă în final diploma după examen. In the same way, I can't make myself a disciple. În același mod, eu nu pot să fac pe cineva ucenic. All we can do is cooperate with the discipleship process. Singurul lucru pe care îl pot face este să cooperez cu Duhul Sfânt într-un proces de felul And it's the Holy Spirit that makes something. Însă este lucrarea Duhului Sfânt aceea care face pe cineva ceva. The danger, I think, of putting the word make in this verse. De aceea cred că pericolul din pe care îl avem din a avea cuvântul faceți în această expresie is that it can lead to other misunderstandings. Este că ne poate conduce la alte înțelegeri greșite. And these misunderstandings are not obvious. Și aceste înțelegeri greșite nu sunt foarte evidente. But let's point them out. Dar noi am vorbit și vorbim despre ea. Remember, we've been looking at misunderstandings about the church. Știți că am vorbit despre câteva înțelegeri greșite cu privire la biserică. We've seen five already. Am văzut până acum 5 astfel de înțelegeri greșite cu privire la biserică. We'll do 5 more tonight. Și în seara asta vom mai menționa încă 5. That's a nice round number, 10. Pentru ca să fim la un număr frumos, 10. That's how we'll know we're done. Și atunci ajungem să spunem că am finalizat. Here is misunderstanding number 6. Aici este înțelegerea greșită numărul 6. Is that the idea is that we are to go into the world and make converts. Ideea este că noi trebuie să mergem în lume și să facem convertiți. Biserica trebuie să meargă în lume să facă convertiți. Now it's exciting when somebody believes in Jesus. Când cineva crede în Isus and converts. Și se convertește la credință. But Jesus isn't talking about conversion here. Atunci devine credincios, dar Iisus nu a vorbit aici despre convertire. He's talking about discipleship. El a vorbit despre ucenicizare. I have seen so many people make a profession of faith. Și am văzut atât de mulți oameni care au acceptat credința creștină. When they hear the gospel. Când au auzit Evanghelia. And we're told that if you don't receive Jesus as your Savior, și li s-a spus, dacă nu-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, that you'll spend eternity in hell. Atunci vei petrece veșnicia în iad. And they say, well, I don't want to go to hell. Și oamenii au zis, dar nu vreau să ajung în iad. So what do I need to do? Și atunci ce trebuie să fac? Well, you need to convert yourself. Trebuie să te convertești la credință. You need to come to Christ. Trebuie să vii la Hristos. Here, let me pray this prayer with you. Și altfel se ajunge la pieire. And so they pray the prayer and we shake hands. Dacă vrei, mă rog cu tine. Și s-a rugat omul cu cel care l-a primit pe Domnul. And then they're gone. Și după aceea oamenii au plecat. La revedere. Goodbye. Very good. And you never hear from them again. Și n-ai mai auzit de astfel de oameni după aceea. They might have been converted. Ei pot să fie convertiți. In their mind. În mintea lor, but they weren't born again. Dar ei nu sunt născuți din nou. And they don't step into the discipleship process. Și ei nu au pășit în ceea ce înseamnă procesul de ucenicizare. Surveys they've done in the United States. Au fost făcute anumite cercetări în Statele Unite, studii. Following large evangelistic crusades. După anumite treziri spirituale și campanii evanghelistice. Only about 10% or less will last. Doar 10% sau chiar mai puțin din cei care se întorc la Domnul atunci au rămas credincioși. But they say we had all these converts at our crusade. Dar oamenii după aceste cruciade au spus avem așa de mulți credincioși care s-au întors la Domnul. But more than 90% don't become disciples. Însă mai mult din 90 dintre ei, mai mult de 90% nu devin ucenici ai lui Isus. They didn't step into the discipleship process. Ei nu pășesc în procesul de ucenicizare. They were just trying to get out of hell.
Ei doar încearcă să scape de iad. The gospel is not about getting fire insurance. Evanghelia nu este despre cum putem să avem o asigurare de incendiu, de la foc. It's about repentance. Și este despre pocăință. Turning away from the old life. Să te întorci de la felul vechi de viață. Turning to a new life. Să te întorci spre o viață nouă. Making a vow of obedience to Jesus Christ. Să faci un legământ al ascultării de Domnul. The next two verbs that we have on our verse, următoarele două verbe pe care noi le avem în pasajul nostru, are there to describe how discipleship is done. Se referă la cum este făcut procesul de ucenicizare. And the first is baptizing. Și primul este botezații. Baptism is so important. Botezul este atât de important that it's one of just two things that Jesus points out here about discipleship. Și aceasta pentru că vedeți este unul din cele două lucruri spre care pune accentul Domnul Iisus. If you would have asked me for the top two items of discipleship. Dacă mă întrebați despre cele mai importante lucruri în ucenicizare, I don't know if I would have thought of baptism. Nu știu dacă m-aș fi gândit la botez. Our Baptist friends would have thought of it. Poate că un prieten baptist s-ar gândi la asta. But that wouldn't have been the first thing in my mind. Dar nu ar fi primul lucru care vine în mintea mea. And so it must be very important. Dar dacă Domnul spune, înseamnă că trebuie să fie foarte important. For Jesus to mention it. Este foarte important pentru că Iisus îl menționează. Yet it's surprising how many Christians think it's optional. Și atunci sunt surprins dacă este așa, cât de mulți credincioși creștini consideră că este opțional. But Jesus commanded it in this verse. Iisus în acest pasaj, el poruncește botezul. And even Jesus was baptized. Și chiar el însuși știm că a fost botezat. He didn't even need it. El nu a avut nevoie de botez. He never sinned. El nu a săvârșit păcat. But he still did it as an example. Dar el a făcut lucrul acesta, botezul, ca să fie un exemplu. And so when somebody tells me I don't have to be baptized, dacă cineva astfel va veni la mine și îmi va spune eu nu am nevoie să fiu botezat, I'm saved by God's grace. I'm saved by grace. Eu sunt mântuit prin har. It's a gift. Și este un dar. I can't earn it. Și eu nu pot să-l merit lucrul acesta. And baptism is a work. Iar botezul este un act, o faptă. So I don't need to do that. Așa că eu nu trebuie să fac nicio faptă, așa că nu am nevoie să mă botez, zice omul. And my answer to that is, răspunsul meu la așa ceva este, maybe you're right. Poate că ai dreptate. Maybe you're special. Poate că tu ești deosebit. And you don't need to be baptized. Și tu nu ai nevoie să fii botezat. But Jesus got baptized too. Dar Iisus, el însuși s-a botezat. And he didn't need it either. Dar nici el nu a avut nevoie să fie botezat. So unless you're doing better than Jesus, you should be baptized. Și atunci dacă crezi că nu ai făcut, n-ai procedat mai bine decât Domnul Iisus, ar fi bine să te botezi și tu, ca și el. Now we don't have time in this session to get into the details of baptism. Nu avem timp în această sesiune să mergem la anumite detalii legate de botez. But I just want to point out that it's an essential part of the discipleship Dar process. Dar vreau să punctez lucrul acesta, să afirm din nou că este un lucru esențial în procesul de ucenicizare. It's the bride of Christ preparing for the wedding day. Este cu referire la mireasa lui Hristos care se pregătește pentru ziua nunții. It's sort of like the bride taking a bath. Așa, gândiți-vă ca și cum mireasa se pregătește și se duce și face o spălare, se face o baie. Baptism in the New Testament is a symbol of spiritual cleansing. Iar botezul în Noul Testament este chiar un simbol al curăției, al spălării noastre. Remember, growing in purity is beautiful. Noi așa ne amintim de faptul că dacă creștem în curăție, aceasta ne face să fim frumoși. Baptism makes the church beautiful. Iar asta face biserica să fie frumoasă, botezul. It's part of discipleship. Pentru că este parte din lucrarea de ucenicizare. But it's an inconvenient thing. Dar este un lucru incomod, botezul. How many of you know that the faith isn't always very convenient? Dar câți dintre dumneavoastră nu știți că și credința de multe ori este incomodă? And I've seen people commit their lives to Christ. Am văzut oameni care și-au dedicat viața să-L slujească pe Iisus. Or they want to become a member of the church. Au dorit să fie membri ai bisericii. And I say, great, let's baptize you. Și am zis, ok, trebuie să te botezăm. But baptism is inconvenient.
Dar pentru ei botezul este incomod. You got to stand up in front of the church. Trebuie să stai în fața bisericii. And then we shove you under the water. Și apoi trebuie să fii cufundat în apă. You get all wet. Și să faci toate lucrurile astea, ești ud. Your hair is all messed up. Părul tău este tot ud. Your clothes are all wet. Hainele sunt ude. You got to remember to bring a big towel to dry off. Ai nevoie de un prosop mare ca să te ștergi, să te usuci apoi. And then change into a different set of clothes. Trebuie să te schimbi cu alte haine. And if the water isn't warmed up, it's cold. Și dacă cumva apa nu este suficient de caldă, de plăcută, e rece poate? Then people really know they got baptized. Atunci chiar înțelegi pe unii oameni că nu vreau să se boteze. But that's all inconvenient. Dar astea sunt lucrurile care fac să fie incomode. And so I've had people tell me, I want to be a Christian, I want to join the church. Vreau să fiu creștin, spune câte unul, vreau să mă duc la biserică. And I say, let's get you baptized. Haide să te botezi atunci. And they say, sorry, I'm out. Da, mi se răspunde deseori, îmi pare rău, asta nu vreau să o fac. So baptism is a line in the sand. We'll try that again. Deci este o linie de demarcație botezul. Where you've got to cross this now if you're going to follow the faith. Deci trebuie să treci peste linia aceasta. And that kind of separates out people who aren't serious. Și aceasta îi separă pe oamenii cei care sunt serioși de cei care nu sunt serioși cu pocăința. If people aren't willing to get a little moist for Jesus. Dacă oamenii vor să fie numai așa un pic aproape de Isus, they're never going to be able to handle persecution. Nu vor accepta să sufere deloc. We just better figure that out now. Trebuie acum să acceptăm din start ca noi să plătim orice preț. Let's move on to the second thing about discipleship that we see. Haideți să mergem la următorul lucru cu privire la ucenicizare. Teaching them. Învățați-i. To obey everything I've commanded you. Să păzească tot ce v-am poruncit. Now that kind of sounds like what it means. Acum acest lucru ce spune aici înseamnă, se pare exact ceea ce spune. Așa se înțelege. And yet a lot of churches aren't quite getting this. Au fost și sunt multe biserici. In fact, for many years, I was guilty of the next misunderstanding. Care au o înțelegere greșită, așa cum eu pentru mulți ani am avut o înțelegere greșită. Here's misunderstanding. Oh, that's Ephesians. Okay, let's go back. Okay. So the misunderstanding is this, that discipleship means teaching people to understand all that Jesus taught. Înțelegerea greșită pe care o are biserica este înțelegerea greșită numărul 7, mi se pare, este că mergeți și învățați-i să știe tot ce a spus Isus, și a învățat Isus. See, most churches think that discipleship multe biserici, deci, consideră că ucenicizarea is primarily about learning. Este cu privire, în primul rând, la învățare. About understanding what the Bible la says. La înțelege ce spune Biblia. To get this information into my head. Informație la nivelul minții. And that's discipleship. Și aceasta este ucenicizare, zic ei. But that's not what Jesus said. Dar nu aceasta este ceea ce a spus Isus. He said discipleship is being taught obedience. Isus a spus învățații să păzească. Ucenicizarea înseamnă ascultare pentru Isus. Obedience to his commands. Ascultare de poruncile lui. Jesus gave us over 50 commands in the Gospels. Domnul Isus a dat în Evanghelie peste 50 de porunci. These are commands, not recommendations. Acestea nu sunt recomandări, ci sunt porunci. Jesus thinks he can tell us what to do. Iisus consideră, deci, că El poate să ne spună nouă ce trebuie să facem. Like he's in charge. Ca și cum El ar fi responsabil. It's like he's God or something. Ca și cum El ar fi Dumnezeu sau ceva de felul acesta. And he is. Și El este. He can tell us what to do. El poate să ne spună ce să facem. These are commands. Acestea sunt porunci. And discipleship is being taught to obey them. Și ucenicizarea înseamnă să învățăm să asculte ce ne-a poruncit El. See, the word to disciple, cuvântul a uceniciza, had more to do with training, are mai mult de a face cu antrenare, than a lecture, decât cu o prelegere. Kind of like what I'm doing right now. Ca și ceea ce fac eu acum, o prelegere. It's more than just hearing a teaching. Este mai mult decât atât. It means being trained to do something. Înseamnă a fi antrenat, pregătit pentru ca să fii capabil să faci ceva. Now we can go to Ephesians 4:11. Acum ajungem la Efeseni 4:11-12.
El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. The job of the leadership of the church. Lucrarea principală a liderilor, a conducătorilor bisericii, is to equip the saints to do the works of ministry. Este să echipeze pe sfinți ca ei să facă lucrarea de slujire. In fact, the entire fourth chapter of Ephesians. De fapt, tot acest capitol din Efeseni is a longer discussion on discipleship. Este o discuție mai lungă despre cum se face ucenicizarea. And Paul's writing this because he wants us to become mature. Iar Pavel scrie lucrurile acestea pentru că el dorește ca biserica să fie matură. And he said the way that we become mature, cum ajungem noi, spune el, la maturitate, is by getting busy serving. Este prin a fi ocupați prin a sluji. But we can't serve unless we've been trained. Dar noi nu putem să slujim dacă nu suntem antrenați, pregătiți. And that's a responsibility of the leadership of the church. Iar pregătirea devine responsabilitatea conducerii, liderilor. So discipleship has more to do with being equipped. Astfel, ucenicizarea are de a face mai mult cu echiparea. And not just being educated. Și nu doar prin educație. Here's one of my favorite verses. Unul dintre versetele favorite, preferate pe care le am, este 2 Timotei 2:2. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. This is one of my favorite verses for a model of discipleship. Acesta este unul din versetele preferate în ceea ce înseamnă modelarea uceniciei. Because in this verse we see four generations. Deoarece în acest verset vedem patru generații menționate. Do you see them? Și le vedeți? There's Paul telling Timothy. Este Pavel care spune lui Timotei. He's passing it on to Timothy. A dat lui Timotei. And he said, "You pass it on to other people." Apoi tu ai dat la alți oameni, oameni de încredere și să dai la ei. Who will be able to pass it on to other people? Pentru ca ei să meargă la a patra generație la alți oameni. We come to church and we learn things. Noi venim la casa Domnului, la biserică, învățăm lucruri. We learn about the Bible. Învățăm despre Biblie. We learn about God. Despre Dumnezeu. But according to this verse, dar în conformitate cu acest verset, what you receive shouldn't stop with you. Ceea ce tu primești nu trebuie să se oprească la tine. It should be passed on to someone else. Trebuie să pasezi, să transmiți mai departe la altcineva. So we may need to rethink how we view our participation in church. Să încercăm să vedem cum trebuie noi să participăm la biserică. And what we expect out of church. Ce așteptăm noi de la alte biserici. Rather than just getting. Și vedeți, în loc să așteptăm să primim. And receiving. Să ni se dăruiască. And learning. Și să învățăm. We should be getting trained. Trebuie să vedem și să căutăm să fim antrenați, pregătiți. Being equipped, să fim echipați, with a job in mind, cu gândirea la slujire. So we don't just come and listen to sermon așa after că la sermon. Biserică, la casa Domnului, nu venim numai pentru ca să ascultăm o predică. We need to have a plan for training. Și ca biserică trebuie să avem un plan pentru echipare. If we don't have a plan, dacă nu avem un plan, Christian education can become random. Atunci educația creștină devine ceva așa întâmplător. It's just an exercise in biblical trivia. Este numai un exercițiu de echipare, de educație biblică fără niciun rost. And we can compare notes about how much we know about the Bible. Și putem să avem discuții despre cât de mult știm unul sau celălalt din Biblie. That's not discipleship. Dar aceasta nu este ucenicizare. We need to be trained to do something. Noi trebuie să fim antrenați ca să putem să slujim în anumite domenii. We all need role models. Noi suntem o flavoare, o aromă. Fathers and mothers in the faith. Noi suntem tați, trebuie să fim tați și mame în credință pentru alții. Mentors to model what discipleship looks like. Să fim mentor și să modelăm pe alții. To teach us how to obey Jesus. Să învățăm pe alți oameni cum să asculte pe Domnul. A number of years ago in a wildlife preserve in Africa. Cu mai mulți ani în urmă, într-o rezervație de animale sălbatice din Africa, there were 39 rare white rhinoceroses that were killed. Au fost uciși 39 de rinoceri albi, mai speciale, așa, o rasă specială. Now, they weren't killed by poachers. Dar ei n-au fost uciși de braconieri.
They were killed by some young elephants. Au fost uciși de niște elefanți tineri. It all started 10 years before that. Toate lucrurile acestea au început cu 10 ani înainte. The park had too many elephants. În parc au fost la momentul acela prea mulți elefanți. So they decided to kill some adult elephants. Și atunci cei care îngrijeau au decis că trebuie să ucidă, că sunt prea mulți, și pe cei mai bătrâni să-i ucidă din elefanți. Their offspring were now old enough to survive alone. De acum cei care au fost elefanții tineri, bebelușii lor de odinioară, erau suficient de mari și puteau să se îngrijească, au zis îngrijitorii. So these young elephants grew up without any father. Acești elefanți deci au crescut mai departe fără să aibă tați elefanți. They were traumatized. Au fost traumatizați. They were orphans. Erau elefanți orfani. And so as time went on, și pe măsură ce a trecut timpul, many of these young elephants started to group together. Mulți din acești elefanți au început să se adune împreună. And they formed gangs. Și au format niște bande. And they began to do things that elephants don't normally do. Și au început să facă anumite lucruri pe care în mod normal elefanții nu le fac. They threw sticks at the rhinoceroses. Aruncau cu tot felul de bâte și trunchiuri către rinoceri. And they sprayed them with water like neighborhood bullies. Și îi spreiau așa cu trompa cu apă murdară. Like neighborhood bullies would do. Așa cum fac bandele de bătăuși din cartiere. And a few of the young males became really violent. Unii dintre acești foarte tineri elefanți au devenit chiar foarte violenți. And they started to knock the rhinoceroses down. Și au început să-i trântească pe rinoceri și chiar să calce pe ei. And they would step on them. Călcau pe ei. And they would kneel on them. Îngenuncheau pe ei. And they started crushing them to death. Și i-au zdrobit pe unii din acești rinoceri. So the murit rinocerii. So the park rangers came to this conclusion. Îngrijitorii din parcul acela au ajuns la concluzia următoare. These young elephants were acting badly. Acești elefanți tineri acționau într-un mod foarte prostesc, foarte rău. Because they didn't have role models. Deoarece ei nu aveau modele. Here's the solution. N-aveau modele în rolurile lor. Și atunci care este soluția, s-au gândit? They didn't kill the young elephants. Nu au ucis pe acești elefanți tineri. They brought in a large male to lead them. Au adus mai mulți elefanți maturi, mai în vârstă, care să îi ajute. And to counteract their bullying of each other. Și să contracareze această comportare de bătăuș a elefanților tineri. So this new male came in and established dominance. Au venit acești elefanți noi și au început să fie modele pentru ei, să-i învețe. He put these young elephants in their place. Și i-au ținut la respect și i-au pus la locul lor pe elefanții tineri. And they stopped being bullies. Astfel că elefanții tineri au încetat să mai fie bătăuși. And they stopped killing. Și au încetat să mai ucidă rinocerii. These young males were mentored. Acești elefanți tineri au fost astfel mentorați de cei în vârstă. And by being mentored, they were saved. Și în felul acesta au fost salvați din starea în care au ajuns prin mentorare. Instead of having to be killed. În loc să fie uciși, au fost astfel salvați. Now for us as Christians. Acum pentru noi ca și creștini. If we don't have mentors in our lives, dacă noi nu avem mentori în viața noastră, there's a spiritual trauma that happens in our lives. Atunci se petrece o traumă spirituală în viața noastră. We're like spiritual orphans. Putem să fim ca niște orfani din punct de vedere spiritual. I've seen bullies in the church. Am văzut bătăuși în biserici. They've been on board meetings. Au fost bătăuși în întâlnirile de comitete. They forced their will on other people. Ei încercau să forțeze voia lor asupra altor oameni. They intimidate other people. Intimidau pe colegii lor. I want this kind of carpet. Eu vreau să fie covorul de culoare asta, de felul ăsta. I want this kind of music. Eu vreau muzica de felul ăsta. And they crush people into their will. Și au zdrobit ca elefanții în voia lor pe ceilalți. And they crushed the life out of the church. Au zdrobit astfel viața bisericii. They were never mentored. Niciodată n-au fost mentorați. Every one of us needs a mentor. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim mentorați. And eventually every one of us should mentor someone else. Și de asemenea, fiecare din noi trebuie să fim siguri că mentorăm pe cineva. How did we get here in the first place? Cum ajungem noi? Well, Jesus told 12 guys.
la asta, Iisus a spus, and they told some guys, lucrurile acestea unor oameni, and they kept telling other guys, și ei au spus ucenicii la alții, și aceia alții au spus la alții, and 2000 years later someone told you. Și cu aproape 2000 de ani în urmă, după ce au trecut aproape 2000 de ani, cineva ți-a spus și ție. So don't let it stop with you. Așa că nu lăsa să se oprească la tine. It was meant to be passed on. Mentorarea trebuie să fie dusă mai departe. There's someone else that needs to learn from you. Este cu siguranță încă cineva care are nevoie să fie învățat, învățată de tine. What you've learned about how to obey Jesus. Să înveți persoana aceea cum ai învățat tu să asculți de Domnul Iisus. And if we live a discipled life, și dacă noi trăim o viață de ucenicizare, we should be able to see certain results in our lives. Atunci cu siguranță vom putea să ajungem să vedem anumite rezultate în viața noastră. Now, when I talk about obedience to Christ, am vorbit și vorbesc despre ascultarea de Hristos. I'm talking about what he says in the Gospels. Vorbesc despre ascultarea de ce spune el în Evanghelie. Commands like love God and love each other. Porunci ca iubește-l pe Dumnezeu, iubiți-vă unii pe alții. Pray and give to the poor. Rugați-vă, fiți generoși față de cei săraci. I'm not talking about the list of rules that a lot of churches apply. Eu nu vorbesc despre o listă de reguli pe care să le ai la biserică. Obedience to Christ is not the same as legalism. Ascultarea de Hristos nu este identică cu legalismul. The difference between discipline and legalism. Aici este vorba de disciplină și disciplina și legalismul sunt diferite. Is love. Diferența o face dragostea. Obedience to Christ is done because we love him. Ascultarea de Hristos o facem datorită iubirii. Jesus said in John 14:23. În Ioan 14 versetul 23. If anyone loves me, dacă mă iubiți, a spus Iisus, he will obey my teaching. Atunci veți păzi poruncile mele, veți asculta de mine. You see, Jesus measures love by obedience. Vedeți, Iisus evaluează dragostea prin ascultarea de el. He didn't say if anyone loves me, el nu spune dacă cineva mă iubește, you'll have a certain feeling. Atunci va avea niște sentimente de un fel sau altul. Sometimes we look for some sort of mystical experience. Vedeți, de multe ori noi încercăm să căutăm anumite experiențe mistice. To experience the love of Jesus. Pentru ca să putem spune că am experimentat dragostea lui Dumnezeu, a lui Iisus. Jesus says if you obey me. Dar Iisus a spus dacă voi mă ascultați și împliniți poruncile, then you love me. Atunci aceasta e dovadă că mă iubiți. Loving Jesus is what keeps obedience to his commands. Iubirea față de Domnul Iisus se evidențiază prin păzirea poruncilor lui, deci. From becoming legalism. Și asta te păstrează departe de legalism. Because legalism is often not love-based. Pentru că de fapt legalismul de cele mai multe ori nu este bazat în iubire. Well, it's never love-based. De fapt niciodată nu este bazat în lumină. It's fear-based. Și este în frică. We're afraid somebody might do something wrong. Ne temem că nu cumva cineva să facă ceva rău. We're afraid that someone might tip over the religious machine. Sau că cineva poate să distrugă mașina religioasă. And so we create a list of rules for people to follow. Și începem să creăm o listă de reguli. That's what Jesus came to get rid of. Dar de fapt Domnul Iisus tocmai pentru asta, ca să distrugă așa ceva, a venit. But he invites us to obedience. De aceea el ne invită la ascultare din dragoste. So discipline and legalism. Deci vedeți disciplina și legalismul. They're not just different. Nu doar că sunt diferite. They're opposite. Sunt opuse. Now in some ways they might look the same. În anumite situații s-ar putea să pară similare. The behavior might look the same. De asemenea comportamentul ar putea să pară apropiat. I read my Bible every day. Îmi citesc Biblia în fiecare zi. If I do it because I'm afraid that God might punch me. Dacă fac lucrul acesta pentru ca Dumnezeu nu cumva să mă lovească sau să mă pedepsească. I don't know why I said punch. Yeah. You can tell them that. There might have been a better word. That's just what came to me at the time. M-a pocnit Dumnezeu. Mă tem să nu mă pocnească cumva Dumnezeu. What I meant to say was, I might think that God will get mad at me if I don't read deci, every day. Ce vreau să spun este că nu trebuie să citesc Biblia pentru ca nu cumva să devină supărat Dumnezeu pe mine. But if I love Jesus, ci citesc Biblia pentru că îl iubesc pe Iisus. And I love his word. Și pentru că îl iubesc pe Iisus, iubesc cuvântul lui. I'm going to read it every day. Atunci vreau să citesc în fiecare zi Biblia. No, I'm reading it every day either way. Deci citesc Biblia în oricare din aceste două situații.
But one is based on legalism and fear. Dar odată vedem că este bazată pe legalism datorită fricii. One is based on obedience and love. Iar de cealaltă parte este citirea Bibliei datorită dragostei și datorită ascultării. One side says you have to read the Bible. Pe de o parte, legalismul spune trebuie să citești Biblia. The other side says I get to read the Bible. Cealaltă parte spune eu vreau să citesc. Trebuie pentru că doresc să citesc Biblia. Do you see the difference? Vedeți unde este diferența? Do you feel the difference? Simțiți diferența? Okay, thank you. I'm used to people responding a little bit more. If you'd at least nod your head. Aș vrea să răspundeți un pic mai mult, dar vă mulțumesc celor wave. Care ați dat din cap. That would let me know that. Ca să mă ajutați să știu ca să înțeles. Thank you for bearing with me. Vă mulțumesc că sunteți cu mine. Now you know how my children have felt all their lives. Da, se gândește la copiii lui cum se comportau. So legalism and discipline are opposites. Deci iată, legalismul și disciplina spirituală sunt diferite. And legalism will restrict us from really living a joyous life. Legalismul întotdeauna ne va restricționa de la o trăire plină de bucurie a vieții în Hristos. But spiritual disciplines empower us to live in ways we never thought we could. Disciplina spirituală, pe de altă parte, ne împuternicește ca să trăim dincolo de limitele la care am putea noi înșine ajunge. Think about the discipline of an athlete. Gândiți-vă la disciplina pe care o are un sportiv. My youngest daughter was a gymnast. Fiica mea cea mai mică a fost gimnastă. In fact, for one part of her life, o parte din viața ei, de fapt, her coach was from Romania. Antrenorul ei era un român. Her name was Dragana. Was? Her name was the coach's name was Dragana. Era numele acesta, era o antrenoare pentru fiica mea. And Dragana competed against Nadia in the 70s. Și această antrenoare a fost una care a fost concurentă împotriva Nadiei Comăneci în anii 70. In the World Cup or something. She wasn't in the Olympics. Ceva din ceea ce a fost cupa campionatul mondial de gimnastică. Now it doesn't really help you knowing that. Da, asta nu vă ajută ca să cunoașteți. But I thought it was a nice connecting point. Da, am vrut să știți despre conexiunile care există. Anyway, she was this gymnast. She started when she was 5 years old. Da, când a fost la vârsta de 5 ani, atunci a început antrenamentele de gimnastică. And she would spend hours every week in the gym. În fiecare sfârșit de săptămână petrecea ore întregi la gimnastică. Even as a little kid. Chiar și copilă. And after she would take a break from gymnastics, și după ce lua o pauză de la gimnastică, and go back to it when the season started, go back what? She would return to practice after the season started. Dacă lua o pauză și nu se mai antrena, mergea din nou la sezonul următor, când începea sezonul de gimnastică. She would have to rebuild the calluses on her hands from the bar. Trebuia să își întărească din nou bătăturile de la mâini pentru ca să se poată prinde de aparate. And then eventually she'd come home one day. A venit odată acasă într-o zi. And she'd say my callus is ripped off today. Și a spus, uite-te, s-au tăiat, zdrobit aici. Exposing all of this flesh underneath. Și se vedea pur și simplu carnea prin piele. And she would just say. Și ea a spus. Well, I'm glad I got that out of the way. What? I'm glad I got that out of the way. Sunt bucuroasă că am ajuns să am într-un mod diferit acest lucru. Gymnastics is tough. Pentru că gimnastica de fapt este foarte dificilă. And she would spend hours working on skills. Și ea a petrecut ore în șir ca să lucreze la aparat. Over and over and over again. Din nou și din nou, din nou și din nou. The same skill repeating and repeating. Aceleași îndemânări, aceleași lucruri pentru ca să crească capacitatea și îndemânarea. And doing chin-ups. Și a făcut pull-ups or whatever you call them. Da. Tracțiuni, mulțumesc. Tracțiuni. And other exercises to build strength. Și alte exerciții pentru ca să-și mărească forța. It was discipline. A fost disciplinată. But then I would go to her meets. Dar the gymnastic meet. M-am dus la o întâlnire de gimnastică. And I would see her run across the floor. Și am văzut pe podea. And do these crazy flips. Cum făcea tot felul de flick-flack.
And she looked so free, flying through the air. Și zbura prin aer, mi se părea că este așa de liberă când făcea flic-flac. See, that freedom came from the discipline. Dar această libertate pe care o vedeam la ea a venit din disciplina pe care ea a exercitat-o. You see, legalism binds you. Vedeți, legalismul te leagă. But discipline frees you. Disciplina te eliberează. The commands of Christ aren't meant to be burdensome to you. Poruncile Domnului Iisus Hristos nu trebuie să fie o greutate, o povară pentru noi. He said, my yoke is easy, my burden is light. Iisus a spus că jugul meu este bun, este ușor, sarcina mea este ușoară. I want to give you another example. Vreau să vă dau un alt exemplu. Here's a guy in a parachute, he's a skydiver. Aici este un tip care este un parașutist. He doesn't feel bound by the parachute. El nu se simte legat și încorsetat de parașută. The parachute provides him the freedom to soar and live to tell about it. Parașuta îi asigură lui libertatea ca el să poată să planeze, să zboare. Nobody in the airplane would say to him, nimeni în avion când este cu parașuta nu îi spune, you're so bound to that parachute. Ești așa de legat de parașuta asta. Why don't you just jump out of the plane without the parachute? De ce nu sar din avion fără parașută, fără greutatea asta? It seems so heavy and clumsy. Pare că este așa de grea și așa de inconvenabilă pentru tine. You're so legalistic about skydiving. Ești așa de legalist cu privire la parașutism. The parachute is the discipline that gives him the freedom to do that. Parașuta îi, de fapt, cea care este cea care de fapt îi dă libertatea ca el să poată să planeze, să zboare. And in a spiritual sense, in sense spiritual, spiritual disciplines actually free us to do things. La fel, disciplina spirituală pe noi ne eliberează, nu este o corvoadă. To do things for God we couldn't have done otherwise. Noi facem lucruri în mod liber care nu am putea să le facem altfel. That's called freedom. Aceasta se numește libertate. And it comes from being disciplined. Și vine din faptul că suntem liberi, disciplinați. So as the bride of Christ, deci noi ca și mireasa lui Hristos, who's created for discipleship. Am fost creați pentru ucenicizare. The goal is not just knowing Bible information. Nu este scopul nostru ca să adunăm informații biblice, but knowing Jesus. Ci să-L cunoaștem pe Iisus mai bine. And so when a church promotes itself, și atunci când o biserică se promovează pe ea însăși, like through marketing, așa ca și cum ar fi un marketing de piață, instead of promoting Jesus, în loc să-L promoveze pe Iisus, that would be like a bride spending her wedding day. O astfel de biserică ar fi ca și o mireasă care își petrece ziua nunții in front of the mirror. În fața unei oglinzi. And missing the ceremony. Și pierde toată ceremonia. I mean, so there she is in front of the mirror. Ea stă tot timpul în fața oglinzii. Don't I look pretty? Și nu e așa că arăt bine? And her brides may say, it's time to go, it's time for the wedding. Dar este momentul când trebuie să te duci, începe ceremonia. And she este says, ziua anunții. No, I'm fine, I'm pretty. Nu, eu vreau să mă aranjez în fața oglinzii. She doesn't beautify herself for herself. Nu, nu, o mireasă nu se înfrumusețează pentru ea însăși. But for her groom. Ci pentru mirele ei. She wants to look beautiful for him. Ea vrea să arate bine pentru mire. She doesn't do it out of obligation. Și nu face lucrul acesta dintr-o obligație. Oh man, now I gotta put on this stupid dress. O să spună o haină, o îmbrăcăminte care să arate prostește. She wants to do it. She wants to look beautiful. Ea vrea să arate bine și de aceea își pune o haină frumoasă. So church, the invitation. Deci biserica, invitația. Let's grow in purity. Este să creștem în curăție. Let's grow in relationship with Jesus. Haideți să creștem în relaționarea pe care o avem cu Isus. By committing ourselves to discipleship. Să ne dăruim lucrării de ucenicizare. By committing ourselves to the disciplines of the faith. Dăruindu-ne fiecare dintre noi la disciplina spirituală a credinței. Because there's a day that's coming. Pentru că vine ziua. The wedding of the Lamb. Vine ziua nunții mielului. The first day of eternity with the King. Care este prima zi a veșniciei cu regele, împăratul. And Jesus wants you ready for that. Și Iisus te vrea pregătit pentru aceasta, pregătită. Amen.